Bună seara, dragi telespectatori, și bine ați venit la o nouă emisiune La Pas prin județele Moldovei. În această seară, așa cum v-am anunțat în promo pe pagina de Facebook, facem un popas metaforic în județul Vrancea, în municipiul reședință de județ, la Focșani. Iar invitatul meu în platou este primarul municipiului, domnul Cristi Miseilă. Bună seara, domnule primar, și bine ați revenit. Bine v-am găsit, bună seara, dragi telespectatori. Tema emisiunii nu putea fi alta decât Focșani sub semnul lui Gustar. Iată că, într-adevăr, vara și-a intrat în drepturi acum pe final aproape. Vă mărturisesc, domnule primar, că mă bucur de această căldură și de aceste zile însorite, dar privesc cu groază către schimbarea la față, care se acuși pe 6. Și când știu că de fiecare dată am urmărit, încep să cadă frunzele și cu adevărat călătorește vara, se spune în popor. Da. Mărturisesc că mi-am ales alt citat, dar pentru că domnul primar mi-a pus la dispoziție raportul domniei sale și pentru că aici am găsit niște cuvinte înțelepte a unei personalități, a unui filantrop căruia municipiul Focșani îi datorează enorm, și aici mă refer la maiorul Gheorghe Pastia, el spunea așa: nimic pentru mine, totul pentru neam și cultura lui. Câteva cuvinte, sinteza și chintesența vieții, dacă stăm să ne gândim. Același lucru și pentru administrație publică locală. Nu ne-am văzut de mult. E adevărat că avem ceva vreme în care trăim mapamondu și noi românii trăim sub semnul pandemiei COVID-19 și pentru că nu ne-am văzut de multă vreme. Cum este Focșaniul azi, domnule primar? Focșaniul astăzi, eu zic că este un oraș frumos, un oraș în plină transformare, un oraș care își așteaptă întotdeauna cu brațele deschise fiii săi acasă. Este un oraș care își dorește să devină un oraș european. Din nefericire, așa cum spunea și dumneavoastră, da, într-adevăr, trecem prin momente grele, prin momente dificile, nemai întâlnite, inedite. Această pandemie, acest coronavirus, incolor, insipid și inodor. Exact. Un dușman invizibil, nevăzut, care, iată, ne creează mari dificultăți, mai ales creează mari dificultăți mediului economic. Cele mai afectate activități, știm foarte bine, sunt cele din domeniul Horeca, dar nu numai, chiar și în domeniul industriei textile, industria cea mai dezvoltată din municipiul Focșani, are de suferit pentru că multe din contractele încheiate cu partenerii externi nu mai pot fi duse până la capăt și de aici mari pierderi pentru aceștia. Și nu numai, iată, chiar ieri, înainte de a veni la dumneavoastră, am avut o vizită de lucru la una din unicile întreprinderi din România care procesează scule de înaltă precizie, elemente chiar pentru industria aeronautică, elemente extrem de importante, și chiar patronul acestei instituții, acestei societăți comerciale, spunea că dacă în alți ani nu reușea să facă față comenzilor, anul acesta, iată, și industria aeronautică este afectată, iar comenzile nu mai sunt atât de mari și din ce în ce mai mult dumnealor caută de muncă. Deci da, fiind măsurile de restricție, și faptul că zborurile în general au fost limitate în mai multe țări, și vedem foarte bine că automat mulți operatori din acest domeniu au mari pierderi. Dar noi, administrația publică locală, am încercat încă de la primele semne ale acestei pandemii, chiar poate că unii colegi și din mass media, colegii de-ai dumneavoastră și alți cetățeni, s-au uitat lung la mine și chiar au comentat când eu, înainte să se declare starea de urgență, am spus că dacă apare un singur caz de infectare cu COVID-19, voi închide orașul. În acel moment, toată lumea a început să se întrebe de ce. Eu am analizat ceea ce se întâmpla deja în lume, mai ales în Italia, unde avem o comunitate de români foarte, foarte numeroasă și știm foarte bine că relațiile româno-italiene sunt foarte strânse, mai ales cu frații noștri din acea țară. Și iată că, din nefericire, măsurile cred că au venit
undeva mult mai târziu și am avut așa o explozie. Și explozia mai mare a fost după ieșirea din starea de urgență, când măsurile exact. De siguranță și de protecție s-au relaxat. Dar noi, așa cum vă spuneam, autoritatea publică locală, municipiul Focșani, primăria, a încercat pe cât mai mult posibil să ia toate măsurile legale și repet aici faptul că în starea de urgență prerogativele noastre ale primarilor au fost mult limitate. Noi, în calitate de președinți ai Comitetului Local pentru Situații de Urgență, practic trebuia să punem în aplicare după zi pe alta ordonanțele militare ce erau emise de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Dar și în această situație am avut, zic eu, prevederea legală de a putea să intervenim, mai ales în domeniul acesta al sprijinirii celor care erau social, care erau în nevoi, mai ales celor care erau izolați la domiciliu, cei cu vârste înaintate. Am avut o campanie prin care am alocat sume importante pentru a împărți pachete cu produse alimentare și produse de igienă vârstnicilor peste 65 de ani cu venituri foarte mici, sub 1400 de lei. Am avut inclusiv acțiuni de dezinfecție atât pe străzi, în piețe, în locurile de joacă pentru copii, până când acestea s-au închis. În mijloacele de transport în comun și în această perioadă, zilnic, la fiecare sfârșit de zi, de cursă, da. Se realizează această dezinfecție. Mai mult decât atât, am intervenit punctual în scările de bloc, la solicitarea cetățenilor, acolo unde erau cazuri confirmate de infectare cu COVID-19, tocmai pentru a crea mediul necesar de a găsi soluțiile de a face dezinfecția corectă, nu așa cum guvernul României a dispus instalarea unor sisteme, dispozitive, nimeni nu știa ce sunt acestea, care ar putea fi, pentru că erau diverse opinii. Ne-a obligat prin ordonanța militară 8, mi-aduc aminte, ca să instalăm noi primăriile în fiecare scară de bloc dispozitive de dispersare a substanțelor dezinfectante. Erau opinii diferite. Unii spuneau că și un covoraș îmbibat în clorură de calciu sau un hipoclorit este ok, sau acele dispensere pentru substanțe dezinfectante. Colegii din țară, din câte am înțeles, chiar au apelat la aceste dispensere și, din nefericire, nu s-au arătat a fi foarte rentabile. Ca să nu mai spun că nici nu se terminase bine starea de urgență și Curtea de Conturi ne verifica la modul cum noi am utilizat acești bani. Acum, dacă stăm să ne gândim, indiferent ce guvern am fi avut, n-ar fi știut măsurile exacte, pentru da, că trăim pentru prima dată acest lucru. Exact, dar în același timp puteam lua un exemplu. Au fost țări care s-au confruntat cu mult timp înaintea noastră, cu 2-3 luni, și puteam să avem un guvern mult mai prevăzător și să stabilească niște măsuri mult mai riguroase și ne putem uita în țările învecinate, dar n-aș vrea să extindem. Ideal ar fi să se rezolve noi problema. Noi pe buget local am făcut foarte multe cheltuieli în acest sens. Inclusiv am sprijinit Direcția de Sănătate Publică prin donarea unei hote bacteriologice, a unei mese pentru această hotă și a unei combine frigorifice, fără de care aparatul real-time PCR instalat cu mari întârzieri nu putea să funcționeze. Am cumpărat tot din banii publici 1000 de kituri pentru testarea în special a celor din linia întâi. Ne referim aici la medici, la ambulanțieri, la lucrători smurt, la asistenți, la polițiști, la cei de la ISU, inclusiv la funcționarii publici care intră în contact direct cu cetățenii. Vă spun că în toată perioada stării de urgență, Primăria Municipiului Focșani a desfășurat activitatea continuu și a asigurat serviciile necesare tuturor cetățenilor, în limitele, bineînțeles, păstrării distanței fizice. Mie nu-mi place să folosesc acest termen, pentru că distanțarea socială mă duce la cu totul și cu totul alte idei și eu vreau să cred că și în această perioadă am rămas uniți. Nu am fost distanțați social, ci doar fizic. Da, și ceea ce am remarcat, domnule primar, și chiar mi-au scris telespectatori de la Focșani, ați funcționat foarte bine pe sistemul electronic de comunicare cu cetățenii. Da. Au avut posibilitatea să trimit
primit electronic? Am dezvoltat în permanență în primăria municipiului Focșani servicii electronice, dându-le posibilitatea cetățenilor de a transmite documente, de a-și achita online diversele impozite și taxe pe care le-au de achitat fiecare. De asemenea, am dat posibilitatea inclusiv de a depune cereri pentru a obține anumite documente. Mă refer aici la documente destul de importante, certificate de urbanism, autorizații de construire, certificate de nomenclatură stradală și alte documente necesare, inclusiv certificat de atestare fiscală, foarte mult solicitat, pentru că acesta este un document uzitat în multe tranzacții în special. Și nu numai atât, inclusiv am încercat pe cât mai mult posibil să venim în sprijinul cetățenilor și mai ales în sprijinul, iată, și al elevilor. Am susținut toate unitățile de învățământ să asigure condițiile necesare susținerii celor două examene importante, exact, evaluarea națională și bacalaureatul. Și mulțumim Dumnezeu că s-a desfășurat totul în cele mai bune condiții. Nu am avut cazuri care să agraveze sau să stopeze eventualul proces de examinare. Și am ajuns în situația în care s-au încheiat cu bine toate aceste evenimente. Suntem acum, într-adevăr, în perioada stării de alertă, iar suntem într-o situație destul de neplăcută. Și zic eu că această situație la nivelul municipiului Focșani și a județului Vrancea se datorează și lipsei de experiență, să nu spunem altfel, a celor manageri care au fost nominalizați de guvern în această pandemie, în această perioadă când ar fi trebuit să avem oameni cu expertiză, oameni care să cunoască ceea ce înseamnă un spital județean, ceea ce înseamnă o direcție de sănătate publică. Din păcate, au fost nominalizați doi medici stomatologi. N-am nimic cu această breaslă, chiar îi apreciez foarte mult pentru munca pe care o depun. Dar nu poți să aduci un medic dintr-un mediu rural să-l delegi să conducă un spital sau să iei un medic dintr-un mediu rural, stomatolog, și să-l pui să conducă o direcție de sănătate publică în pandemie, într-o perioadă de criză, când aici procedurile ar fi trebuit să fie foarte clare. Și vă spun că am suferit enorm noi ca și populație din cauza unei lipse de dialog, a unor comunicări certe, a unor răspunsuri foarte ferme. Iată, noi acum două săptămâni am avut primul caz de coronavirus în primăria municipiului Focșani. O colegă s-a infectat. La aproximativ 6 zile s-a infectat și un viceprimar. Am făcut solicitări încă din primul moment să vină Direcția de Sănătate Publică să facă o anchetă epidemiologică, să stabilească dacă există sau nu există un focar. Slavă lui Dumnezeu că până la urmă s-au gândit să vină după 7 zile de la primul apel și au făcut testări și am primit răspunsul. Toți colegii care au fost testați au fost negativi. O singură colegă a avut un test incert și a trebuit să se refacă acel test. Dar noi ne-am luat, vă spun, toate măsurile. Și în primărie am impus purtarea obligatorie a măștii, utilizarea dezinfectanților. La intrare există o persoană care măsoară temperatura corporală a tuturor celor care intră, inclusiv a lucrătorilor din primărie, cât și a cetățenilor care vin pentru diverse servicii. Nu vreau să fiu avocatul diavolului, dar pentru că prin natura emisiunii discut cu primar din toate colțurile Moldovei, vreau să vă spun că concluzia mea personală a fost că toate direcțiile de sănătate au fost ușor depășite de situație. Așa este. Pentru că tot mecanismul acesta, toate hotărârile care se luau în Comitetul Național, Județean, Local de Situații de Urgență, repercutau asupra direcțiilor de sănătate care trebuiau să coordoneze și autorităților publice locale. Și ale autorităților publice locale. Au fost locale, mari, exact, mari discuții și mari divergențe și n-aș vrea să... Da, au fost cazuri în care a fost delay între comunicarea de la Direcția de Sănătate. Vă dau un singur exemplu. Direcția de Sănătate Publică nu avea autoritatea necesară să contracteze locații pentru carantinarea instituționalizată a celor care veneau din străinătate în perioada stării de urgență. Și cu toate acestea ei au făcut-o și au făcut-o greșit, mai ales că au contractat un hotel exact în centrul municipiului, iar cetățenii au fost foarte revoltați din acest motiv și n-au catadixit
decât cu presiuni foarte mari asupra mea ca primar, să preiau acel contract și le-am spus: oameni buni, eu nu pot să fac ceva împotriva voinței cetățenilor. Și până la urmă s-au găsit soluții, am trecut și peste această perioadă, dar faptul că exista o lipsă totală de informații. Pe toate canalele mass media veneau aceste mesaje care panicau într-un exact. Fel. Exact, era un fel de dulce și amar. Exact. Atunci fiecare cetățean credea, avea senzația că dacă un eventual posibil infectat cu acest coronavirus este cazat în acel hotel sau că autoturismul cu care a venit din străinătate este parcat în fața hotelului, iar cineva trece pe acolo și se spunea că acest virus persistă pe metal, sunt diverse probleme. Mai mult decât atât, nu mai spun că și atitudinea celor care erau cazați acolo nu era una fericită. Chiar am avut la un moment dat un eveniment, un cetățean care era carantinat 14 zile acolo, a vrut la un moment dat să se arunce de la etaj. Au fost și momente tensionante, momente neplăcute și mai ales în centrul municipiului, nu este normal. Și toate acestea, repet, din cauza unei lipse de dialog și a unei lipse de profesionalism, pornind de la prefect și directorii de instituții cheie în gestionarea acestei situații. Nu pot spune că dețineam adevărul absolut, dar măcar puteau să ia în considerare expertiza mea a 4 ani de subprefect, când am gestionat situații de stare de urgență și știam cam ce mecanisme se pot declanșa și ce măsuri se pot lua în anumite situații de genul acesta. Și iată că acum lucrurile, deși s-au relaxat din punct de vedere al restricțiilor, încep să, eu știu, orizontul eu îl văd tulbure, dar domnule primar, pentru că aveți experiența unui oraș, a unui municipiu mare, reședință de județ, nu credeți că și presiunea care se face atât pe canalele media, cât și iată aceste canale de comunicare pe internet, Facebook și așa mai departe, dar au creat panică. La început, cel puțin, au creat panică. Da. Nu credeți că acum cei care vin și spun, a, nu este, strategii, cei care sunt contra curentului, au făcut, au determinat, pentru că românul este influențabil, o știm cu toții, bate vântul în stânga, te duce în stânga, bate în dreapta, te duce în dreapta. Cred că aici este problema la noi. Ne luăm după zvonuri, dar avem cazuri foarte multe la nivel de țară, persoane care au spus nu există coronavirusul și se numără printre decedați. Adică, din păcate așa este. Probabil că populația s-a simțit marginalizată și frustrată în același timp în perioada aceea de stare de urgență, când foarte multe drepturi au fost limitate. Dar eu cred că a fost cea mai bună măsură. Dar a fost o măsură bună. Până la urmă ne-am luat-o noi, fiecare cetățean, acum, ne-am asumat. Acum trebuie să analizăm și din alt punct de vedere. Dacă luăm pur și simplu ca număr efectiv de persoane infectate cu coronavirus, da, este o creștere exponențială, dar trebuie să luăm în același timp în balanță numărul de testări. Exact. Și totodată modalitatea de raportare. Păi vă dau un exemplu. În momentul declanșării stării de urgență în municipiul Focșani a fost o situație cu totul și cu totul nemaiîntâlnită, atipică. Personalul din cadrul spitalului militar s-a infectat. 42 de cazuri au fost. Aveam raportările zilnice făcute de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, acel Comitet Județean de Intervenție, în care ne raportau doar 2 cazuri, din care 3 internate. Deci era o totală eroare în ceea ce se raporta față de ceea ce era în realitate și toate canalele mass media dădeau aceste informații. 42 de cadre medicale sunt infectate în spitalul militar, iar la noi în raportare apăreau 2 cazuri. De aceea și până s-au dumirit, până au început să înțeleagă și cum trebuie să facă aceste lucruri. Exact. Ca să nu mai spun că din ce am înțeles, din toate informațiile venite și oficial și neoficial, multe din persoanele care sunt testate a doua și a treia oară sunt raportate, dacă o persoană a fost testată și a doua oară și a fost constatată pozitiv, a fost raportată ca un caz nou. Iarăși o distorsionare a realității. Și din acest motiv cred că lumea a început să înțeleagă
și reversul medalii, că n-ar fi atât de grav. Mai mult decât atât, au fost foarte multe persoane care au trecut cu bine prin acea perioadă, chiar dacă au fost infectate și au spus, domnule, nu este chiar atât de grav. Da, într-adevăr, cei care au comorbidități, acolo este o problemă, dar au fost și cazuri de tineri care nu au avut alte afecțiuni și totuși săracii au decedat. De aceea, cred că trebuie luat ca atare, trebuie tratat cu maximă seriozitate, respectate toate condițiile. Iată, noi săptămâna aceasta am emis o hotărâre de comitet local prin situații de urgență privind obligativitatea purtării măștii de protecție chiar și în spațiile publice, în locuri aglomerate, cum ar fi piațete, cum ar fi piețe agroalimentare, cum ar fi oboare, cum ar fi stații de autobuz, mijloacele de transport în comun. Deci sunt zone în care aglomerat ția fiind destul de ridicată la anumite ore, poate crea o posibilitate de a se transmite acest virus. Iar noi încercăm pe cât mai mult posibil să conștientizeze, să facem cetățenii să conștientizeze că pericolul există. Și trebuie să ne protejăm, pentru că nu știm cum va reacționa organismul fiecăruia la acest virus. Unii reacționează bine, alții reacționează mai puțin bine sau chiar nefericit în anumite situații. Și deși este incomodă masca, este foarte adevărat, toate studiile acelea despre oxigenarea creierului și așa mai departe, cred că este cea mai mică măsură și cea mai puțin lezabilă în drepturile unui cetățean, încât să putem să ne autoprotejăm și să-i purtăm corect. Exact. Dar să o purtăm corect, pentru că văd mulți cetățeni care o poartă fie pe bărbie, fie doar la gură, fie sub nas, fie pe mână. Da, mod de sfidare. Ne apropiem de pauza de publicitate și aș vrea să ne retragem din acest domeniu. E mult de discutat pe acest subiect. E mult de discutat, exact. Până la urmă, generațiile care vin vor citi istoria și vrem, nu vrem, suntem personaje într-o epocă istorică în care, iată, a apărut acest virus și care începe să se manifeste. Cine știe când se va termina? Noi sperăm să termine cât mai repede. Toate seriile la 100 de ani ne-au sperat să termine repede. La unei au durat și 20 de ani. Domnule primar, haideți să începem, ca după pauza de publicitate să continuăm. Care este situația administrației Focșani? În această perioadă, cetățenii cred că au observat, se lucrează intens pe mai multe șantiere în municipiul Focșani și vorbim aici atât de unități de învățământ, reabilitarea unor unități de învățământ, cât și reabilitarea sau repararea unor artere de circulație extrem de importante, construirea unor locuri de joacă pentru copii. Sunt, iată, mai apropo de sănătate, vorbim aici un spațiu care de aproximativ 8 ani de zile a fost lăsat uitării, un fost dispensar dintr-un cartier, cartierul Sud. Am reușit și l-am finalizat, adică l-am reabilitat. Suntem în ultima etapă de achiziție a dotărilor necesare, vorbim aici de mobilier de specialitate și nu numai, și după ce vom face și acest demers, îl vom preda în administrarea direcției de asistență socială. Apropo, direcția de asistență socială, care a fost, din punctul meu de vedere, pionul principal care a dus până la urmă, la îndeplinire, toate sarcinile care au fost puse. Și mai mult decât atât, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei din această direcție, pentru că n-am discutat despre căminul pentru persoane vârstnice, unde și acolo am avut mari emoții, am trecut cu bine peste această perioadă, nu am avut niciun bătrân din acest cămin infectat, tocmai pentru că înainte de a se declara starea de urgență, eu am dispus ca nimeni să nu mai părăsească din cei internați, iar cadrele medicale și personalul auxiliar să fie foarte aspru triat și să respecte condițiile impuse de această distanță socială și igienă. Și dacă tot vorbim de căminul pentru persoane vârstnice, și acolo am derulat un proiect amplu de reabilitare și de modernizare a curții. Era o curte rămasă, lăsată uitării și bătrânii nu aveau un cadru plăcut de a-și petrece timpul liber, mai ales în această perioadă când, iată, temperaturile sunt destul de ridicate. Domnule primar, luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim.
Am revenit, dragi telespectatori, suntem din nou în direct cu dumneavoastră și pentru cei care ați deschis mai târziu televizoarele, precizez că în această seară am făcut un popas metaforic în municipiul Focșani, municipiul reședință de județ Vrancea, iar invitatul meu în platou este primarul municipiului, domnul Cristi Misăila. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre Focșaniul oarecum cutremurat, la fel ca toată lumea, ca tot Mapamondul și ca toată România, de acest COVID-19 și despre măsurile care au fost luate la nivel de municipiu. Și am început în prima parte a emisiunii să vorbim și despre dezvoltarea administrației, pentru că, iată, Focșaniul face parte din fericire printre orașele, municipiile care nu au pierdut vremea în perioada stării de urgență și în situația de pandemie. Nu uitați, dragi telespectatori, suntem live și pe pagina de Facebook Teleem Iași, astfel încât un număr tot mai mare dintre dumneavoastră, cei plecați peste granițe în special sau cei din alte părți ale țării care nu vedeți Teleem Iași, să aflați noutățile de acolo, de la dumneavoastră, de acasă, de la Focșani și, de ce nu, de aici, din inima Moldovei. Așadar, domnule primar, rămăsesem la infrastructura educațională și de sănătate pe care ați reușit să o reabilitați în această perioadă și da, continuând. Așa este, am profitat, așa cum bine spunea și dumneavoastră, de această stare de urgență și datorită faptului că nu au fost cursuri în unitățile de învățământ. Am derulat două proiecte importante, chiar trei proiecte importante de reabilitare a unor școli. Vorbim aici de școala Ion Bazgan și școala Duiliu Zanferescu, școli gimnaziale, cât și un internat și o cantină a colegiului Gheorghe Asachi. Aceste trei proiecte sunt proiecte finanțate din fonduri europene, proiecte extrem de importante. Pe lângă finanțarea oferită de Uniunea Europeană, pentru că această finanțare venea pe o axă foarte clară, creșterea eficienței energetice, au fost și foarte multe lucrări adiacente, inclusiv am intervenit în sistematizarea pe verticală a curților, a terenurilor de sport și sperăm noi să dea Dumnezeu ca anul școlar să înceapă cu bine pe 15 septembrie și copiii, elevii să vină într-un corp de clădire absolut nou și cu toate dotările de ultimă oră. Mai mult decât atât, tot în cadrul acestui proiect mai avem în derulare și alte contracte finanțate din fonduri europene pentru alte unități de învățământ. Vorbim aici de cantina liceului Vede Cotea, de asemenea reabilitarea, tot pentru creșterea eficienței energetice și nu numai, a colegiului Mihail Cugălnicianu, liceul economic, cum îl cunoaștem cu toții, și a școlii gimnaziale Angel Salini. Sunt contracte finanțate, așa cum vă spuneam, din fonduri europene, pe această axă importantă. De asemenea, am semnat contractul pentru reabilitarea și în această perioadă suntem în procedură de licitații pentru a avea un proiectant și un constructor care să reabiliteze integral grădinița numărul 18, urmează și grădinița numărul 16 în curând. De asemenea, această perioadă, de fapt, în perioada celor 4 ani de mandat, pentru că, așa cum spuneați la începutul emisiunii, am putea spune că acum suntem la un bilanț al realizărilor și poate și nerealizărilor din decursul primului meu mandat de primar. Mi-am dorit foarte mult să oferim copiilor cele mai bune condiții și am construit un veloparc din spusele multora, ar fi unicul în țară, un parc dedicat învățării mersului pe bicicletă și învățării regulilor de circulație. Este un parc nou dat în folosință pe 1 iunie 2018. De asemenea, am reabilitat încă 4 locuri de joacă. De fapt, am construit 3 locuri de joacă noi și unul l-am reabilitat în grădina publică și încă 12 locuri de joacă în curtea grădinițelor. Sunt locuri de joacă noi nouțe. Din păcate, tot din cauza acestei pandemii nu pot fi puse la dispoziția copiilor pentru a se bucura condițiile oferite, dar sper eu că în cel mai scurt timp să reușească să
poată să meargă să se bucure, să se joace în aceste locuri. Dacă vorbim de învățământ, avem foarte multe proiecte. Am susținut întotdeauna performanța în învățământ, am acordat, iată, vorbeam în prima parte a emisiunii, de examenele de evaluare națională și bacalaureat. În fiecare an noi am premiat elevii care au obținut media 10 la aceste două probe foarte importante și bucuria noastră este că din ce în ce cât tot mai mulți elevi obțin aceste medii. Asta înseamnă că avem un grad de pregătire destul de ridicat. Îi felicit pe acești copii, pe profesorii care i-au pregătit și, bineînțeles, pe părinții care i-au susținut, pentru că știm foarte bine că aici trebuie să fie ca o familie și să funcționeze exact, perfect relația, exact, relația părinte-profesor-elev. Și de aceea ne-am gândit de fiecare dată să le oferim cât mai multe perspective, cât mai multe facilități. Și iată, dacă tot vorbim de tineri, vorbim de cei care vor să se bucure și de un timp liber. De asemenea, am reabilitat aleile din grădina publică și suntem în plină derulare cu proiectul de reabilitare integrală a celui mai mare și mai umbrit parc și zona cea mai verde din municipiul Focșani, parcul Nicolae Bălcescu. Un parc care a fost mulți ani lăsat uitării și nu s-au mai făcut multe lucrări de amenajare și acum avem un proiect amplu în care atât copiii, cât și tinerii, cât și adulții, cât și cei mai în vârstă vor găsi un loc unde să se poată recrea. Acest parc va avea o zonă pentru șahiști, o zonă pentru loc de joacă pentru copii, o zonă pentru iubitorii de animale, vor avea o zonă unde să poată să-și plimbe, să-și lase animalul de companie să se joace liber în spațiul respectiv, o zonă pentru tinerii iubitori de skate. Deci iată că vom avea multe facilități, inclusiv Fântâna Artezienii. Este un proiect foarte amplu, l-am prezentat cu ocazia lansării acestui obiectiv, cu execuția acestui obiectiv. Avem de asemenea în derulare foarte multe proiecte finanțate din fonduri europene. Sunt practic 6 proiecte pentru infrastructură finanțate din fonduri europene. Ca o paranteză, în cei 4 ani de zile am reușit să semnăm contracte de finanțare de aproximativ 100 de milioane de euro. Dintre care multe dintre ele sunt în derulare și vorbim aici de școlile care vi le-am prezentat, vorbim aici de modernizarea sistemului de transport a energiei termice și apei calde într-o a doua etapă de modernizare, pentru că e un proiect amplu început încă din 2009, când s-a modernizat CET-ul municipiului Focșani și o parte din rețelele acestea de transport a energiei termice și a apei calde. Iată că acum venim cu etapa a doua, modernizăm inclusiv puncte termice care prin modernizare ne vor oferi spații suficiente pentru a desfășura și alte tipuri de activități sau a pune la dispoziție aceste spații unor ONG-uri sau unor asociații care au nevoie de asemenea spații. Cu toate acestea, îmi cer încă o dată scuze cetățenilor pentru că există un disconfort atât timp cât se derulează aceste lucrări, pentru că exact, sunt intervenții atât în carosabil, cât și pe trotuare, cât și în spațiile verzi, uneori chiar și la subsolul blocurilor, și toate aceste intervenții creează neplăceri. Dar și acasă, când îți faci curățenie, ai așa un disconfort, dar pe urmă când vezi că totul este nou exact, și curat, exact, te bucuri. Același lucru sper să se întâmple și la finalizarea acestor lucrări. În paralel, mergem pe foarte multe străzi, atât cu reabilitarea. Exact, voiam să vă amintesc că mi-a spus de când ați venit la noi se toarnă. Cu reabilitarea acestor străzi, cât și cu repararea covorilor asfaltice. Avem practic proiecte finanțate prin PNDL, unde avem două proiecte ample, unul în care avem 28 de străzi, suntem pe final cu acest proiect. Chiar astăzi, înainte de a veni la dumneavoastră, se turna asfalt pe strada Timotei Cipariu, o stradă foarte circulată, unde, iată, apropo de învățământ, acolo este amplasat liceul pedagogic, cum știm cu toții, și sper eu ca la începutul anului școlar elevii și profesorii de acolo să găsească o stradă primitoare și o școală primitoare. Pentru de asemenea, că
Da. Dacă tot vorbim de străzi în imediata vecinătate a unităților de învățământ, s-a finalizat de curând turnarea ultimului strat de asfalt pe strada Tinereții, o stradă în imediata vecinătate, chiar în fața școlii Duriu Zanfirescu, școală ce vă spuneam că a fost reabilitată prin fonduri europene. Sunt foarte multe străzi la care se lucrează. Dacă doriți, poți să le enumăr, dar cetățenii le știu. Trebuie să rog totodată cetățenii să manifeste înțelegere și să aibă răbdare, pentru că sunt mai multe etape de parcurs în reabilitarea acestor străzi. Iar mulți m-au întrebat de ce acum. De fiecare dată întrebarea clasică. De ce acum și nu până acum? Am explicat și vreau să înțeleagă toți cetățenii că în primul rând, procedurile și birocrația cu care ne confruntăm, atât proceduri de achiziție, cât și proceduri de elaborare a documentațiilor, sunt extrem de greoaie și sunt necesare aproximativ, dacă toate lucrurile decurg normal și se respectă termenele și nu avem contestații, cel puțin 300 de zile din momentul în care ne dorim să reabilităm o stradă până în momentul în care începem efectiv lucrările la acea stradă. 300 de zile înseamnă aproape un an. 300 de zile înseamnă aproape un an, dar trebuie să spunem că nu putem demara niciun proiect și aici vreau să spun că am avut o mare problemă și în continuare am avut o mare dispută în Consiliul Local cu privire la elaborarea cărților funciare. În momentul în care am preluat mandatul, cartea Focșaniul avea din totalul teren administrat atât în domeniul public cât și privat al municipalității, aveam doar aproximativ 20% intabulat cu carte funciară. În rest, toate celelalte străzi, spații verzi, locuri de joacă, parcări și așa mai departe, erau zone care le aveam inventariate în 1986. Atunci s-a efectuat inventarul municipiului Focșani. De atunci și până astăzi au fost foarte multe transformări, foarte multe modificări de limite de proprietate. Zone efectiv neinventariate, și vă dau aici un exemplu, spațiile verzi, unde avem o mare problemă. Dar nu numai asta, și parcările. Și pentru acest lucru a trebuit să contractăm o firmă care să vină să elaboreze documentația tehnică necesară pentru a intabula aceste terenuri. Iată că am avut surpriza total neplăcută ca timp de un an și trei luni de zile, lună de lună, în fiecare ședință de Consiliul Local am introdus aceste proiecte pentru a fi aprobate, iar consilierii liberali s-au opus aprobării acestor documentații. Ei știau foarte bine de ce se opun. Motivau de fiecare dată diverse... Este cea mai mare greșeală care poate exista în România. Exact. Odată ce nu ai carte funciară, nu poți demara niciun proiect, nu poți să obții autorizație de construire. Nu doar asta, domnule primar, dar, eu am spus-o mereu consilierilor. Inventarierea bunurilor, a terenurilor, a imobililor pe care noi le gestionăm era strict necesară, pentru că fără această inventariere, fără a ști exact. Unde și cum, păi vă dau un exemplu, am avut străzi pentru care s-a transmis înainte de mandatul meu, postul domn primar Bacinski a transmis o estimare pentru reparații la anumitor străzi. Vă mă refer aici, dau un exemplu, Popa așa pe Donișoare, Ghinea Dorinel, la Magheru. Estimarea a fost făcută din niște măsurători simple, fără să aibă carte funciară. Dar până la obținerea finanțării prin PNDL s-a elaborat și cartea funciară și s-a constatat că de fapt suprafețele erau mult mai mari. Și în loc să obținem finanțare 100%, am obținut finanțare 70%. Exact. Diferența a trebuit să fie suportată din bugetul local. Ca să nu mai spun că am avut și probleme prin derularea acestui program, când domnul ministru, în loc să ajute municipiul din care a fost trimis în Parlamentul României și în Guvernul României, dumnealui 6 luni de zile a înghețat finanțarea prin acest program, dar cu toate acestea am avut un constructor care a înțeles, am avut și bani în buget și am reușit să facem plata pentru a nu bloca aceste lucrări. Intervin... Pentru că, dacă nu făceam acele plăți la sfârșitul anului 2019, în ciuda faptului că dumnealui a trimis un corp de control care a făcut niște constatări puierile fără niște elemente de identificare clară a deficiențelor constatate, s-a ajuns în situația în care 6 luni de zile, mai bine chiar 7 luni de zile, s-a blocat finanțarea acestui program. Și iată că
noi a trebuit să facem un efort bugetar și în loc să finanțăm alte obiective, a trebuit să le blocăm și să plătim constructorului pentru a putea să-și continue lucrările, că altfel astăzi nu se turna asfalt pe Timotei Ciupariu. Permiteți-mi, domnule primar, să mai fac un apel către toți consilierii locali din toate consiliile locale, să nu uitați că sunteți la fel de răspunzători ca și primarii la sfârșitul unui mandat. Și dumneavoastră ați fost aleși de cetățeni și trimiși acolo să faceți pași înainte în administrație, indiferent din ce colț al țării sunteți. Mai avem mai puțin de 10 minute la dispoziție. Era o chestiune de principiu, doamnă. Pentru că, spun acest lucru, era o documentație clară, o măsurătoare făcută de un specialist. Exact. Practic nu era decât de a se aproba inventarierea și și întrebau de unde au apărut acele diferențe, în plus sau în minus. Păi știm foarte bine că au fost făcute retrocedări, au fost făcute construcții, au fost diverse situații. Noi am făcut toată această documentație și, bineînțeles, a fost avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, OCPI, cum știm cu toții. Deci nu am avut altă... Din nefericire, nu doar în politica românească, iar și internațională. Din cauza acestui motiv, mulți cetățeni mă întreabă, domnule, de ce nu reparăm parcările din... Am ajuns la cutia Pandorei. Din incintele cvartalelor de locuințe. Cred că asta e problema la Focșani. Cred că asta este principala problemă, nu numai a Focșanului, este problema principală a României. A orașelor aglomerate. În toată țara, dacă stăm și ne uităm foarte bine, numărul autovehiculelor înmatriculate a crescut exponențial odată cu scoaterea acelei taxe obligatorii de mediu sau cum se mai numește, taxa de timbru de mediu. Și am ajuns în acest moment, municipiul Focșani, să înregistreze un număr de 50.000 de autovehicule în municipiu. Din cele 50.000, pentru cele 50.000 de autovehicule, noi avem doar 11.000 de locuri de parcare, inclusiv zonele acele mai puțin reabilitate, și noi am înființat o societate Parking SA care a încercat să pună ordine în acest domeniu, cu toate că sunt foarte mulți cetățeni mulțumiți, dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume. În primul rând, lipsa acestor cărți funciare ne-a întârziat să elaborăm proiecte pentru reabilitarea acestor parcări. Oricum, spațiul este insuficient, chiar și așa, pentru că sistematizarea municipiului Focșani a fost făcută în anii 70-80, când știm foarte bine, media era de 1, maxim 2 autovehicule la 10 familii. Ori în acest moment media este de 1,5, aproape 2 autovehicule per familie. Per familie, da. Și atunci... Clar că străzile au rămas la aceeași suprafață, parcările au rămas la aceeași suprafață. Soluția ar fi fie construirea de parcări subterane și supraterane, dar când vorbim de parcări supraterane, intervine pe urmă discuția că mulți cetățeni o să spună, bine, dar mi-aduceți noxele la fereastra apartamentului. Sau parcările subterane sunt foarte costisitoare. Știm foarte bine că municipiul Focșani este traversat de foarte multe rețele subterane, inclusiv de rețele de galerii. Și am avut surprize neplăcute în derularea mai multor proiecte de reabilitare a străzilor, care am întâmpinat greutăți. Fie am descoperit oseminte din cel de-al doilea război mondial, fie am descoperit aceste galerii. Deci trebuie făcut un studiu foarte, foarte aprofundat. Și nu numai spun faptul că sunt foarte costisitoare aceste locuri de parcare. Vă spun un calcul elementar, simplu. Un loc de parcare costă între 8.000 și 12.000 de euro. Ca să construiești un asemenea loc de parcare, practic este imposibil la bugetul pe care îl deține orice municipalitate, exceptând marile municipii care au venituri mult mai mari pe cap de locuitor, dar vorbim aici de un municipiu reședință de județ de nivel mediu. Și am făcut apel la toate guvernele României cu care am avut prilejul să stau de vorbă. Dacă nu se va demara la nivel național un program de finanțare a acestor locuri de parcare, da, vin cei din Uniunea Europeană și ne finanțează proiecte și vă spuneam la început de niște proiecte interdependente prin care Uniunea Europeană ne îndrumă și ne obligă totodată să adoptăm mijloace alternative de transport, să renunțăm la mijlocul propriu de transport, să utilizăm biciclete, să utilizăm autobuze electrice și pentru acest lucru noi am accesat proiecte și avem în derulare în această perioadă achiziția proiectării tehnice și execuții pentru un proiect foarte amplu de 16 milioane de euro, care are pe lângă el alte 4 proiecte complementare și vorbim aici de o resistematizare a infrastructurii la nivelul întregului municipiu cu
piste de biciclete. 50 de kilometri de piste de bicicletă vom construi prin acest proiect și un proiect complementar. De asemenea, vom crea benzi speciale pentru mijloacele de transport în comun, tocmai pentru ca cetățeanul să fie îndemnat să utilizeze aceste mijloace alternative, să renunțe la mijlocul propriu, mai ales cei care merg la un serviciu cu un loc fix de muncă, unde vin la ora 8 sau la ora 7 și pleacă la terminarea programului și ei practic nu folosesc mijlocul de transport propriu decât pentru a se duce și a se întoarce de la serviciu. Corect. În urma unui studiu de trafic vreau să vă spun că rezultatul a fost surprinzător. Media de ocupare a autovehiculor care traversează municipiul Focșani, a autoturismelor, de fapt, este de 1,2 persoane. Adică, aproximativ, fiecare cetățean merge singur în mașină sau cel mult mai are cu copilul sau mai are o altă persoană în mașină. De aici și valorile mari de trafic, mai ales în momentele importante ale zilei. Și acest sistem, acest proiect de resistematizare a infrastructurii rutiere a tras, bineînțeles, și un alt proiect, acela de management inteligent al traficului, pentru care avem deja semnat contractul de finanțare, un contract de 5 milioane de euro, care va duce la modernizarea și sistematizarea întregului sistem de dirijare a circulației prin semaforizare inteligentă cu supraveghere video și senzori în 30 de intersecții. De asemenea, vom avea un dispecerat în care se vor monitoriza punctele nevralgice ale traficului. Și toate acestea, tocmai pentru a reduce, în primul rând, poluarea și a crește gradul de fluidizare a circulației. Bineînțeles, avem și un sistem de bike sharing, tot printr-un proiect pe fonduri europene, ce urmează a fi implementat, prin care ne dorim să construim 30 de puncte de închiriere a bicicletelor pentru 285 de biciclete, toate monitorizate prin GPS, un sistem integrat care să permită prin ticketing, adică un alt proiect pe fonduri europene pentru achiziție de autobuze electrice și sistem de ticketing, adică un cetățean poate să vină să-și cumpere un tichet dintr-un automat și acel tichet poate să-l utilizeze atât pentru a merge cu autobuzul în municipiul Focșani, cât pentru bicicletă și avem chiar și o aplicație care poate fi utilizată, dacă se dorește, de operatorii de taxi, sau, adică un călător, dacă optează să meargă cu un taximetru, să poată să utilizeze chiar creditul care l-are pe acel tichet. Sunt lucruri reale, proiecte în derulare. În acest moment sunt în etapa de elaborare a documentațiilor sau în perioada de analiză a ofertelor deja depuse. Ne uitam într-o zi cu echipa de proiecte pe fonduri europene, avem până în acest moment 152 de contracte încheiate adiacente acestor proiecte, pentru că în fiecare proiect pe fonduri europene, de aceea cetățenii trebuie să cunoască, avem cel puțin 5 contracte. Este vorba de managementul de proiect, este vorba de asistența tehnică, este vorba de proiectul tehnic, este vorba de execuție, este vorba de dirigenție de șantier. Deci toate aceste contracte trebuie să încheiate numai în baza unor proceduri de achiziții publice, care îngreunează foarte mult aplicarea acestor proiecte. Ca să nu mai spun că avem diverse controle de la autoritățile de management, de la autoritățile care monitorizează utilizarea fondurilor europene, curte de conturi și așa mai departe, care toate acestea vin și pun tot felul de piedici și opreliști în ducerea la îndeplinire cât mai rapidă a acestor proiecte pe care ne le dorim cu toții. Și dorim să elaborăm să punem în aplicare aceste proiecte tocmai pentru a moderniza și a face mult mai atractiv municipiul Focșani. Și ca să nu uit, mai avem un proiect în această perioadă în licitație. Este semnat contractul în valoare de 5 milioane de euro pentru modernizarea sistemului de iluminat public, inclusiv, foarte important, inclusiv pe arterele importante. Vorbim aici, așa cum știți cu toții, centura de ocolire a municipiului Focșani, care de fapt nu mai este o centură, în acest moment este ca un bulevard. Ne trebuie neapărat o centură de ocolire și se lucrează la acest proiect. Avem în proiectul care tocmai s-a demarat, acela de construire a autostrăzii Ploiești-Pașcani. Iată, și dumneavoastră veți beneficia aici în Iași de acest proiect extrem de important și în cadrul acestui proiect vom avea artere care vor face legătura
cu autostrada și arterii care vor juca și rolul de centură de ocolire, atât în centura de nord, cât și în centura de sud. Și atunci lucrurile cred eu că se vor mai așeza. Iar pe șoseaua de centură actuală, Calea Munteniei, Calea Moldovei, vom construi inclusiv piste de biciclete și iluminat public. Iluminatul public care va fi un iluminat public inteligent cu telemanagement. Deci toate aceste proiecte sunt pentru a sprijini și a dezvolta municipalitatea și cetățenii. Domnule primar, am ajuns la final. Îmi pare rău că n-am reușit să cuprindem nici jumătate din ceea ce avea să le spuneți telespectatorilor. Promiteți-mi că ne vedem mai des. Sperăm să ne lase pandemia să ne lase activitățile curente și să reușim să ne vedem mai des. Vă mulțumesc că ați venit și vă doresc succes în continuare. Vă mulțumesc, la revedere, dragi telespectatori. Dragi telespectatori,